Acum e foarte... Nu știu, e foarte nasol, e foarte greu. Dar tu nu dacă mai era aici, puteam să văd, să-mi dau seama dacă... ar mai merita să-i dau o șansă relației. Dar tu ai lăsat... Așa nu mai am cum să văd asta. Dar zic, tu ai lăsat imaginea așa cum a fost. Adică despărțire și gata. Adică tu nu te aștepți după aia să mai vorbești cu ea pe afară și să te mai vezi cu ea. Te întreb. Depinde de ce se întâmplă aici, frate. Depinde, da, depinde de ce se întâmplă aici. Dar ce oricum e foarte dragă. Și oricum, da? Chiar dacă ar fi să nu caut pentru o relație când o să plec de aici, o să o caut. Lasă-o, 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 da? Și dacă aș pleca în relație de aici, sau știu dacă... Așa, ca și prieten. Dar Simon nu trage hotă, pentru ce? Oricum e gata. Deci să știu că e bine aia. Cred că îi face mai rău, pentru că, uite, ea probabil rămâne cu gândul și zis înainte când a ieșit din gală. Ieri o zis că când spre ieșire o zis că ea o să te aștepte pe tine și o să aibă așteptarea că și tu să o cauți, ca și nu ca, da, și prieten. Ascultă și ea, că asta spuneam acum, că poate e foarte greu acum, se stinge mai tare ce este, pentru că nu o să ne vedem. Ia, hai să zic, o să mă vadă la televizor. Păi da, dar tu dacă ai avut sentimente față de ea și încă... cum... Păi da, dar se pot duce, se duc mult mai ușor, deja s-au dus din ele și s-au stins din focul ăla, că de-aia am ajuns la despărțire, nu de-aia am ajuns acolo. Nu să-mi se arăt. Nu vreau să mă... Am fost așa. Nu mai fac, vreau. Păi trebuie să te lupți să obții buzele astea senzuale. Nu așa. Nu așa cum e. Nu, mai gata, lasă-mă că mă super. Du-te la Andreea. O să-i duc pe la Andrei? Mhm. Măi, serios, a fost atâta, da? Nu, că n-auzi, să demonstrezi că... poți atinge buzele astea pe senzor. Nu așa, și cum ar trebui? Nu știu. Vrei să-ți iar o cameră roșie? Nu. Nu vin dacă nu chem cameră roșie. Deci? Nu mai vreau să-mi zici de buzele altor concurenți. Păi, dar nu eu zic, tu le observi, nu eu. Măi, dar a fost ceva, a fost o chestie care a fost un joc. Da, bun, ăla poți să zici că a fost un joc, da? Ce că înțelegi? Da, ce? Da, bun, ăsta se zice că a fost un joc, da? Dar nu vreau să mai aduci mie că vin următorii alți concurenți și oare nu vreau. Nu-mi plac, sincer, da, nu-mi plac fazele astea, nu. Cum ești tu când ești îndrăgostit? Și cum să zic, sunt foarte afectuos. Ca și acum? Sau altfel? Acum suntem toți aici, vorbim toți, nu? Să vrei să stai la mine în brațe? Sunt foarte afectuos de obicei. Îmi place o fată să fie sinceră cu mine, ca să fiu și eu sincer cu ea. Nu-mi plac minciunile de obicei. Gen, dacă m-ai mințit și m-ai mințit din prima, mai ales, e cam gata acolo, cam s-a terminat cam totul, știi? Și... nu sunt o fire foarte romantică, să zic așa, romantică în sensul... Chiar când ești îndrăgostit, foc, foc, foc... Da, dar să spun, în sensul... Nu mai fost de mult, nu mai știu cum reacționa. Să... vorba aia, să iei cadou din săptămână în săptămână, din lună în lună, din minut în minut, sau chestia aia de romantism. Și de Paște, ziua ei. Și wow, de Paște. Mă rog, și de ziua onomastică. Și Pască. Deci nu sunt genul de persoană să fiu într-o relație, să fiu sufocan, știi, cu persoana care vorbesc. Eu vreau să văd săptămâna asta cum mă, nu știu, dacă mă pot, să nu stau supărat, să-mi revin, dacă aș putea să mă îndrept spre alte fete, să cunosc. Bineînțeles, oricum, acum ce o să fac, o să fie gen prietenie, o să vorbesc prietenește cu toate. Nu o să mă apropii de cineva. A, deci nu ești dispus la o cunoaștere cu o fată? Nu acum, nu mâine, nu astăzi. Dai seama că n-am cum, nu am cum asta. Dar pe ce fată? Așa te întreb. Nu, nu fac nimic. Dar tu pe ce fată? Rămâi pe Andreea? A doua zi pe ce fată? Să am o cunoaștere cu ea, să văd cum gândește. Am înțeles. E aiurea să știi spune o fată acum. Sunt fete frumoase, sunt în casa cealaltă, dar nu pot să zic de cine. Eu te înțeleg, eu înțeleg și ceea ce zici tu. Ai o relație cu cineva, aveți lapte și miere aici, vă înțelegeți, vă faceți planuri, vă iubiți, aveți poate altfel de contacte unul cu celălalt, înțelegi? Sunteți la alt nivel, vă iubiți. Atunci, da, dacă ea pleacă tu să te duci după ea sau nu. Dar ei nu s-au înțeles ultimele două săptămâni, de când ne-am întors de după vacanță, ei nu s-au înțeles o zi. Era Xenia acolo, da? Și, băi, Xenia, de ce frumoasă ești asta? Mamă, de ce bine arăți!
Te vezi că poți să ce frumoasă ești, Bianca. Mulțumesc mult din inimă și tu. Ce bine stă bluza pe tine azi. Bianca, tu ți-ai făcut aici aparent de că se vadă Ionuț. Îți scoate pieptul în evidență. Uite cât de bine mi-ar sta buchetul tău pe mine. Da, s-a răsortat cu tine. Ia, că ăla e doar al meu. E chiar doar al meu. Am făcut și poze cu florile lui Bogdan. Dar tu vezi unde s-a cățărat Ionuț? E de prima dată în premieră. Dar tu cum crezi că ar reacționa ea dacă te-ar vedea cu altă fată? Bă, sincer să fiu cu voi, depinde eu cred... Depinde când, depinde... Eu cred că o să-i prindă bine. Se întâmplă afară, depinde de mult. Se calmează, își pune ordine în gânduri, că aici era deja prea apăsată de... Auzi, Andreea, îți pare atât de rău că a plecat. Nu pute orice fi încercat să ieși iasă din starea asta. Din moment ce doamna Andreea te-a întrebat în gală frumos, elegant, rafinat, când Maria era în față, dacă Maria rămâne în casă, dacă ai încerca măcar să formezi un cuplu cu ea, tu ai spus clar și răspicat că nu-ți mai nu, acum azi, lasă că așa a spus, așa a zis. Cum? A zis? Ascultă-mă. Deci eu am zis, clar nu pot să zic acum, că m-a întrebat doamna Andreea, nu? Nu pot să zic acum că aș mai forma un cuplu cu ea, că poate nu o să mai pot forma un cuplu cu ea. Deci era ceva prematur spus. Dar am spus că aș vrea să văd în săptămâna asta și de asta îmi pare rău, pentru că nu am mai stat să o văd pe ea, să văd, poate să-i schimba ceva, înțelegi? Și așa probabil îmi dădeam seama și eu mai bine de ce simt eu față de ea. Dacă aș putea să mai ofer o șansă, se ofer. Sunteți cam timizi acolo pe canapea. Păi vă uitați toate așa la noi. Păi, și la mine mă studiază Bianca asta. Păi eu vreau să înțeleg ce simți. Bă, frate, uite, îți spun o chestie așa și aici să rămână. Ea avea niște chestii acasă de care eu știu, înțelegi? De ce nu lași pe el să vorbească? Pentru că nu știe. De ce nu știe? Că nu le știe. Cum? Dar nu le știu. Așa. Păi cum ai, că înțelegi? Tu le știi mai bine care tu n-ai treabă și el nu le știe? Da. De unde le știe? De aceea ea era nefericită aici, pentru că măcineau foarte mult alte chestii. Ce mi-am dat seama? De ce știi tu chestiile pentru astea și nu le știi? Pentru că poate câteodată îmi făceam griji pentru el, că de ce Maria nu-i oferă destul atenție lui sau așa? Și ea mi-a spus, Maria are mai multe probleme pentru păi care... Păi și eu nu înțeleg, eu nu știu, mie mi se pare absurd că tu știi mai multe chestii despre fosta iubită lui. Unul la mână și doi la mână mi se pare un pic... Nebun la cap, mi se pare absurd. Nu le știu eu, deceptule, le știu eu că mi le-o spus. Păi da, dar ți-o zis, ți-o zis? Nu mi-o zis Maria! Păi ți-o zis Nicoleta! Maria, Gheorghe, dacă îmi spunea mie Maria și nu-i spunea lui, atunci tu puteai bine, dar nu ți se pare, bă, cum ar fi invers? Cum ar fi să zică, cum ar fi să știe George chestiile despre Nicoleta? Nu te simți prost? Nu păi dacă eu spus o iubita lui... Ascultă-mă, ea voia să știu astea. Voia să mi le spune, ea voia să vorbim despre asta, dar nu în emisiune. Ce e asta de logic de înțeles? Ea a vorbit cu Nicoleta, nu ceea ce se ascunde. Nu voia în emisiune. În familie cum stă cu banul? Adică ce e al tău, e al tău, ce e al meu, e al meu, jumătate. Cum adică în relațiile trecute ai mai locuit cu vreo fată, împreună. Da, mai locuit. Și cum era bugetul? Astea au fost 5 întrebări deodată. A fost fiecare cu... Așa o să povestească. Da, fiecare cu... Cu al lui. Cu al lui, da. Uh-huh. Și dacă a fost să fie ceva, să zic, să luăm ceva împreună, am luat ceva împreună, sau dacă am vrut eu să iau ceva, am luat eu ceva, sau dacă a vrut ea să ia ceva, am luat ea ceva. Și ți-a plăcut să trăiești împreună cu iubita ta, sau o preferi mai mult singur? Da, n-am avut treabă. 2 ani, dar după aia s-a stricat puțin relația. Așa. Din cauza că locuiați împreună sau așa, pur și simplu? Nu, cred că, ce cred eu, a intervenit o monotonie între noi și am ajuns la un punct care mi s-a părut și mie ciudat, să fiu sincer cu tine. Nu știu dacă am voie să zic la cameră. E costai, dacă n-ai voie. Da. Nu mă mai trăgea de la un timp pe partea fizică, știi? Dai seama că eu niciodată. Te-am găsit. Îți dai seama că eu nu știam absolut nimic despre tine, doar că te cheamă Alin și te-am găsit. Eu știu unde m-ai găsit oricum. Alin Marcus Valentin. Nu pe tine te pup în weekend. Nu, la staff. La mine. Dar la staff m-ai găsit. Nu, la mine. Nu va, nu va avea. Cum m-ai găsit pe mine? Nu va avea. Cine vrea, Mar? Va aveam pe cineva și acolo te-ai uitat. Nu, a căutat pur și simplu că eram lângă la mine. Crezi la că mine. Te-ai intrat în listă și ai scris Alin. Da, și aveam o grămadă și m-am uitat la câțiva, aveau profil privat și tu nu l-aveai. Și eu am zis că tu ești. Și când i-am arătat la tipul din staff, i-a picat fața. Că nu i-a venit să creadă că te-am găsit. Că n-aveam niciun indiciu, nu te-am văzut absolut deloc. Putea să fie oricine. Nimeni nu te-a văzut, nimeni nu știa niciun detaliu despre tine. Ne-a arătat mâinile puțin și FBI, corpul. Doar tatuajele. Ea că n-a destin. Dar nu apar, că astea mai noi. La ce vârstă ai început? Ce să încep, tatuajele? Uh-huh. Păi am avut una aici, când am avut 16 ani. Da. Băieții trebuie să se întoarcă. Nu vreau, mă iubim.
Vezi că o să mă cer camera roșie. Dar nu știu dacă... Ba da, poți să mă duc și eu cu ei, că eu 9 săptămână. Am cerut odată. Hai, Aline, hai, Aline, lasă fetele, Aline. Bă, da, sunt acum când era mai interesant. Nici nu mă nici nimic. Enia, ce bine stă rochii astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc. Ciao.